Școala gimnazială Grigore Alexandrescu, unitate de învățământ din microraionul numărul 11 din Târgoviște este în prim proces de reabilitare. Suntem la școala Grigore Alexandrescu din municipiul Târgoviște, microraionul numărul 11, aici unde Primăria Târgoviște implementează un alt proiect de reabilitare a infrastructurii educaționale din din Târgoviște. Este vorba de un proiect de Renovarea Energetică, un proiect prin care unitatea de învățământ, unde ne aflăm în acest moment, va fi schimbată radical. Deja cred că se vede o schimbare majoră față de ceea ce era aici undeva, cred că la finalul lunii mai, când au, când au debutat lucrările. Finanțarea lucrărilor de aproape 13 milioane de lei a fost accesată de către Primăria Târgoviște prin Planul Național de Redresare și Reziliență. În plus, autoritățile au anunțat că aici, prin alt proiect, vor realiza o bază sportivă. Lucrările ar urma să fie gata în vara anului viitor.